Principala problemă legată de funcționarea centrelor de permanență era legată de plata orelor de gardă pentru personalul medical. Mulți medici au renunțat să mai efectueze permanență din cauza tarifului primit pe ora de gardă, care era mult mai mic decât în unitățile de primire a urgențelor de la nivelul spitalelor sau de la ISU. Pentru a elimina această problemă, Casa Națională de Sănătate a decis să majoreze aceste tarife. Creșterea este una importantă, atât pentru medici, cât și pentru personalul mediu. Tariful orar pentru medicul din centru de permanență, care până acum era de 12,8 lei, crește la 40 de lei pe oră, deci este o triplare practic a tarifului, a plății pe oră pentru medicul care face permanență. În județul Olt, în acest moment, mai funcționează 5 din cele 7 centre de permanență. Potrivit conducerii Direcției de Sănătate Publică, centrele de la Potcoava și Crâmpoia, care s-au închis, corespund cerințelor impuse pentru a putea funcționa. Sunt două situații diferite. Crâmpoia, să sperăm că până în luna martie va fi redeschis. Din punct de vedere al condițiilor, al criteriilor, Direcției de Sănătate Publice sunt îndeplinite criteriile. Din punct de vedere administrativ, autoritatea publică locală și-a acordat tot sprijinul. A putut avea o situație puțin mai delicată. Am purtat la finalul anului trecut o discuție cu medicii arondați orașului Potcoava. Am purtat o discuție și cu domnul primar. Este o situație puțin delicată. Acolo, pe lângă problema financiară, este și o problemă de în punct de vedere administrativ și nu cred că putem face noi, ca Direcție de Sănătate Publică, putem determina medicii să lucreze acolo. Centrele de permanență sunt extrem de utile pentru oltenii din mediul rural care, pe timpul nopții și în zilele de weekend sau sărbători legale, nu beneficiază de ajutorul medicilor de familie. Cei mai mulți preferau să meargă la centre decât să străbată zeci de kilometri până la spital sau să sune la ambulanță. Că e nevoie de centru? 100%. Ați avut probleme noaptea și n-ați avut cum să vă adresați? Cu copii, cu tot, absolut totul. Unde să te duci? Că când sunt salvarea, spune că e centru aici. Funcționarea, cât de utilă era funcționarea centrului de permanență? Foarte utilă. În caz de prim ajutor, de orice, un accident sau ceva, era foarte bine. Acum ce faceți dacă aveți nevoie noaptea? Acum, ori pe cont propriu, ori sunăm la 112, care e mai grav. Cheltuielile pentru funcționarea centrelor de permanență se împart între administrația locală și Casa de Asigurări de Sănătate. Autoritățile asigură cheltuielile pentru întreținerea acestora, iar casele de sănătate sumele destinate salariilor personalului medical și medicamentele utilizate.